aparținut Ministerului Turismului, obiectivele turistice. Asta este un subiect care mult mai mult. Obiectivele turistice și structuri de cazare sunt și în afara, sau sunt deținute de alte agenții, ministere care cu altă activitate decât cea turistică. Aș putea să vă dau exemplul taberelor școlare care sunt la Ministerul Învățământului și care, din lipsă de fonduri, nu poate să le rămână în funcțiune. Sunt fosta baza BTT-ului care... Dar nu putem sta indiferent asupra ce se întâmplă. Uitați, dacă ați urmărit ieri și am fost săptămâna trecută la Costinești, în zona BTT-ului, adică deloc nu are legătură cu turismul ceea ce s-a întâmplat în 20 de ani acolo. Costineștiul nu mai are față, acea față a stațiunii pentru tineret, ci e mai mult zonă comercială. Da, da. Și măcar dacă ar fi o chestie cu bun gust, acolo este o societate a BTT-ului care e preluată de APAS. Nu are o strategie și nu ține cont de strategie de dezvoltare a turismului, nici măcar nu cooperează cu administrația locală. E un segment un pic scăpat de sub control și nu vrem să-l corectăm. Vom investi, le vom administra și le vom scoate la privatizare, să ne vorbim. Numai că, de data aceasta, va fi o privatizare altfel decât aia făcută în 2001-2002.